ați revenit în seria testelor grilă. Azi mă voi ocupa de curentul electric, așa că ceea ce voi spune azi este folositor pentru majoritatea viitorilor candidați care vor da examen din fizică, deoarece curentul electric apare cel mai frecvent în tematica admiterilor. De asemenea, videoclipul este folositor și celor care au ales curentul electric pentru bacalaureat și, în general, tuturor celor care vor să învețe fizică, deoarece va fi vorba despre un test de tip cauză-efect. Iar aceste teste sunt foarte bune atât pentru verificarea cunoștințelor, cât și pentru clarificarea unor noțiuni teoretice importante, care apoi ajută la rezolvarea altor tipuri de teste, inclusiv la rezolvarea problemelor. Al doilea motiv pentru care am ales un astfel de test este acela că testele de tip cauză-efect ridică de multe ori probleme și fac obiectul multor controverse. În fine, există și al treilea motiv pentru care am ales un astfel de test, și anume că testele de tip cauză-efect verifică nu doar cunoștințele, ci și logica. Iar logica este o calitate indispensabilă tuturor celor care doresc să obțină o calificare într-un domeniu științific, militar sau tehnic. Testul de azi se găsește în această culegere editată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, iar răspunsul trebuie dat sub forma pe care o vedeți acum, și anume A, dacă ambele afirmații sunt corecte și între ele există relație de cauzalitate, B, dacă ambele relații sunt corecte și între ele nu există relație de cauzalitate, C, dacă prima afirmație este corectă și a doua falsă, D, dacă prima afirmație este falsă și a doua corectă, și în fine E, dacă ambele afirmații sunt false. Am făcut, după cum vedeți, o schemă în care valoarea de adevăr este reprezentată prin A, adevăr, sau F, fals, și care va rămâne pe ecran tot timpul ca să știm cum trebuie să răspundem. Pentru a face mai eficientă pregătirea de azi, vă recomand să procedați în felul următor. Opriți filmul după ce auziți întrebarea, mă rog, afirmațiile, și încercați să găsiți răspunsul și abia după asta ascultați mai departe. Să începem. 1. Mișcarea electronilor liberi constituie un curent electric, deoarece, în toate cazurile, mișcarea electronilor liberi duce la un transport net de sarcină electrică. Să luăm afirmațiile pe rând. Mișcarea electronilor liberi constituie un curent electric. Nu întotdeauna. Mișcarea dezordonată a electronilor liberi, de pildă dintr-un metal, adică mișcarea de agitație termică a electronilor liberi într-un metal, nu este un curent electric, pentru că nu avem un transport de sarcină. Tot atâția electroni cât se deplasează spre dreapta, la un moment dat se deplasează spre stânga în momentul respectiv. Aproximativ tot atâția. În timp avem un echilibru între cele două deplasări. Ca să avem un curent electric, trebuie să avem un transport de sarcină, așa cum veți vedea imediat. Deci prima afirmație nu este adevărată, nu este corectă. A doua afirmație. În toate cazurile, mișcarea electronilor liberi duce la un transport net de sarcină electrică. Nu, tocmai am lămurit că nu în toate cazurile, dacă mișcarea este dezordonată, atunci nu avem un transport net de sarcină electrică, deci ambele afirmații sunt false, așa că răspunsul trebuie să fie E. 2. Mișcarea dirijată a electronilor liberi printr-un conductor reprezintă un curent electric, deoarece, în acest caz, are loc un transport net de sarcină electrică. Vedeți că această întrebare este legată de prima, se referă la același lucru. Mișcarea dirijată a electronilor liberi printr-un conductor reprezintă un curent electric. Prima afirmație este corectă. Vedeți în acest desen două sfere metalice electrizate.
Dacă le leg printr-un conductor, apare un transport de electroni de la sfera electrizată negativ la sfera electrizată pozitiv sau mai general de la sfera cu potențial mai mic la sfera cu potențial mai mare pentru că electronii au sarcină electrică negativă. Deci ceea ce s-a întâmplat a fost o mișcare dirijată a electronilor care au transportat sarcină electrică de pe o sferă pe cealaltă, până când potențialele au devenit egale și în acel moment curentul s-a terminat. Deci prima afirmație este corectă. A doua, în acest caz are loc un transport net de sarcină electrică, da. Dacă electronii se mișcă dirijat, ordonat, dacă avem o mișcare de transport, atunci avem un transport de sarcină electrică. Deci ambele afirmații sunt adevărate. Să vedem dacă avem și o relație de cauzalitate. Mișcarea dirijată a electronilor liber printr-un conductor reprezintă un curent electric, deoarece în acest caz avem un transport net de sarcină electrică. Da, așa este. Avem un transport de sarcină tocmai pentru că mișcarea electronilor este dirijată, este ordonată. Avem o mișcare de transport. Ceea ce înseamnă că răspunsul este A. Nu numai că avem două afirmații adevărate, dar avem și o relație de cauzalitate. 3. Pentru ca un curent electric să dureze în timp, trebuie menținută diferența de potențial, deoarece în caz contrar dispar forțele electrostatice. Ați văzut ce s-a întâmplat cu cele două sfere în momentul în care potențialul lor a devenit egal. Curentul a încetat. Deci e adevărat, ca să avem un curent electric, trebuie să avem o diferență de potențial, adică o tensiune, pentru că tensiunea este o diferență de potențial. Cauza unui curent este o tensiune. Prima afirmație este adevărată, deoarece în caz contrar dispar forțele electrostatice. Așa este. Și a doua este adevărată pentru că o tensiune apare dacă avem un câmp electric. Sursa asta face. Produce un câmp electric și acest câmp electric, ghidat de conductoare, face să apară tensiuni pe toate elementele circuitului. Și acest câmp electric interacționează cu electronii liberi din conductoare și face să apară o forță care obligă acești electroni să se miște în circuit și în acest fel se menține diferența de potențial, tensiunea între două puncte ale circuitului, deci și a doua este adevărată și avem și o relație de cauzalitate pentru că, într-adevăr, dacă dispare tensiunea, înseamnă că a dispărut câmpul electric și atunci au dispărut și forțele electrostatice, deci răspunsul la 3 este A. 4. Pentru ca un curent electric să dureze în timp, trebuie realizat un circuit închis care să conțină un generator electric, deoarece electronii liberi trebuie readuși în locul de unde au plecat pentru a menține diferența de potențial. Vă rog să vă uitați acum la acest desen. Dacă vrem să menținem diferența de potențial între cele două sfere, avem nevoie de o sursă electrică care, așa cum v-am spus, produce un câmp electric care, la rândul lui, produce tensiuni, adică diferențe de potențial. Și în acest fel putem obține un curent electric. Deci avem două condiții. Să avem un circuit închis pentru ca sursa să poată să aducă înapoi purtătorii de sarcină care s-au deplasat de la o sferă la cealaltă și să avem o sursă de câmp, de câmp electric, care în acest fel să producă tensiuni în circuit. Și atunci, prima afirmație, trebuie realizat un circuit închis care să conțină un generator electric, este adevărată. A doua, electronii liberi trebuie readuși în locul de unde au plecat pentru a menține diferența de potențial, e adevărată, nu trebuie înțeles prin asta că aceiași electroni sunt aduși acolo de unde au plecat alții. Important este să ducem aceeași sarcină electrică. Și de asemenea avem și relație de cauzalitate, pentru că asta face circuitul închis și sursa, readuce sarcina în locul din care a plecat, așa că și în cazul
întrebării 4, răspunsul este A. 5. Un generator electric transformă energie oarecare, alta decât cea electrică, în energie electrică, deoarece electronii nu pot reveni de unde au plecat în lipsa unei energii externe. Un generator electric transformă o energie oarecare, alta decât cea electrică, în energie electrică. Da, e corect. Prima afirmație este adevărată. A doua, electronii nu pot reveni de unde au plecat în lipsa unei energii externe. Da, și asta e adevărat, pentru că dacă vrem să ducem electronii înapoi de unde au plecat ei, de la potențial mai mic la potențial mai mare, trebuie să lucrăm împotriva forțelor electrostatice. Electronii ar vrea să se deplaseze invers. Și asta înseamnă că trebuie să efectuăm lucru mecanic. Și pentru a efectua lucru mecanic avem nevoie de energie. Deci avem ambele afirmații corecte și avem și relație de cauzalitate. De aceea avem nevoie de energie, de aceea resursa nevoie de energie ca să efectueze lucru mecanic. Pentru că electronii nu se duc singuri în locul din care au plecat. Electronii trebuie împinși, trebuie să efectuăm lucru mecanic pentru a reveni în locul din care au plecat, ceea ce înseamnă că și în cazul întrebării 5, răspunsul este A. 6. Curentul electric se transmite cu viteză foarte mare, deoarece electronii se deplasează prin conductor cu viteză foarte mare. Curentul electric, într-adevăr, se transmite cu viteză foarte mare, în sensul că atunci când închidem un întrerupător, becul se aprinde practic instantaneu, nu trebuie să așteptăm să ajungă curentul electric la bec, chiar dacă becul se găsește la nu știu ce distanță. Deci prima afirmație este adevărată, deoarece electronii se deplasează prin conductor cu viteză foarte mare. Aici nu se specifică la ce fel de mișcare a electronilor se referă întrebarea, afirmația, dar pentru că e vorba despre curent electric, presupunem că afirmația se referă la mișcarea ordonată, mișcarea de transport. Și mișcarea de transport a electronilor este de fapt foarte, foarte înceată. Viteza de transport este, veți vedea imediat, foarte, foarte mică. Deci a doua relație este falsă, prima este adevărată, așa că răspunsul este C la întrebarea 6. 7. Deși electronii se deplasează prin conductor cu viteză foarte mică, vedeți, 10 la minus 5 metri pe secundă este viteza de transport. Încă o dată spun, nu este precizat despre ce deplasare a electronilor vorbim, dar pentru că vorbim despre curent electric, presupunem că e vorba despre mișcarea de transport. Curentul electric se transmite cu viteză foarte mare, și acum a doua afirmație, deoarece câmpul electric se deplasează cu viteză foarte mare. 3 ori 10 la 8 metri pe secundă, 3 ori 10 la 8 metri pe secundă este, după cum știți, viteza luminii și, într-adevăr, câmpul electric, atunci când închidem întrerupătorul, câmpul electric se deplasează prin conductoare cu viteza luminii. Așa că, prima afirmație este corectă, electronii se deplasează prin conductor cu viteză foarte mică și totuși curentul electric se transmite cu viteză foarte mare. A doua afirmație este și ea corectă și avem și relație de cauzalitate, pentru că într-adevăr curentul electric se propagă cu viteză foarte mare, cu viteza luminii de fapt, tocmai pentru că avem un câmp electric care se propagă cu această viteză. Și acolo unde ajunge câmpul electric, apar forțele care pun în mișcare electronii liberi din conductoare. Deci răspunsul este A. 8. Curentul electric staționar este definit prin faptul că numărul de electroni ce trece prin orice secțiune a unui circuit în unitatea de timp este constant, deoarece, în acest caz, viteza lor de ansamblu este constantă. Aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că
Atunci când avem un curent electric staționar printr-un conductor, într-adevăr, sarcina care trece printr-o anumită secțiune, oriunde în conductor, într-un anumit interval de timp, este aceeași. Dar aici spune numărul de electroni ce trece prin orice secțiune a unui circuit în unitatea de timp. Și circuitul poate să fie mai complicat, poate să aibă ramificații. Deci nu e vorba aici despre un conductor, ci despre un circuit. Și atunci prima afirmație nu este adevărată. Pentru că dacă avem ramificații, intensitatea curentului este în general diferită în fiecare ramură. Și atunci și numărul electronilor care trec în unitatea de timp printr-o secțiune, prin ramura respectivă, este diferit de alte ramuri. A doua afirmație, în acest caz viteza lor de ansamblu este constantă. În videoclipul Electricitate 2 din seria Fizica pentru concursuri și examene, am dedus formula pe care o vedeți acum, în care vedem relația dintre intensitatea curentului și viteza de transport. Deci V acolo se referă la viteza de transport a electronilor. S mare este secțiunea conductorului, N mic este concentrația electronilor, care este o proprietate a metalului respectiv, și E mic este sarcina elementară, sarcina unui electron. După cum vedeți, intensitatea este proporțională cu viteza și am lămurit mai înainte că dacă circuitul e ramificat, atunci intensitățile sunt diferite în diferite părți ale circuitului, ceea ce înseamnă că și vitezele sunt diferite. Deci, în acest caz, viteza lor de ansamblu este constantă, nu ne spune nimic, nici măcar nu e clar ce înseamnă viteză de ansamblu, ceea ce înseamnă că ambele afirmații sunt false și răspunsul este, deci, E. 9. Curentul electric staționar este definit prin faptul că viteza de ansamblu a electronilor este constantă în timp prin orice secțiune a unui circuit, deoarece, în acest caz, numărul de electroni ce trece prin orice secțiune a unui circuit este același. E cam același lucru cu întrebarea numărul 8. Curentul electric staționar este definit prin faptul că viteza de ansamblu a electronilor este constantă în timp prin orice secțiune a unui circuit. Din nou, nu e adevărat, pentru că, așa cum am spus, circuitul poate să aibă ramificații. Dacă era în loc de circuit prin orice secțiune a unui conductor, atunci era adevărat. A doua afirmație, în acest caz numărul de electroni ce trece prin orice secțiune a unui circuit este aceeași problemă. Nu vorbim despre orice secțiune a unui circuit, ci despre orice secțiune a unui conductor atunci când definim tipul, felul unui curent. Deci, din nou și la 9, răspunsul este E. 10. Intensitatea curentului electric este o indicație a efectelor curentului electric, deoarece se definește ca fiind sarcina electrică ce străbate transversal secțiunea unui conductor în unitatea de timp. Prima afirmație, intensitatea curentului electric este o indicație a efectelor curentului electric, este adevărată, pentru că un efect al curentului electric este cu atât mai puternic cu cât este mai mare intensitatea curentului. Deci efectele depind de intensitate. De fapt, cele mai multe efecte sunt proporționale cu intensitatea curentului. Deci prima afirmație este adevărată, este corectă. A doua se definește ca fiind sarcina electrică ce străbate transversal secțiunea unui conductor în unitatea de timp, da? După cum vedeți aici, așa se definește intensitatea curentului, așa se și calculează ca fiind raportul dintre sarcina care trece printr-o anumită secțiune a conductorului într-un interval de timp și intervalul respectiv de timp, durata respectivă, de unde și unitatea de măsură. Deci și a doua afirmație este adevărată și să vedem dacă avem și o relație de cauzalitate, deoarece se definește ca fiind sarcina electrică ce străbate un conductor în unitatea de timp. Da,
putem să considerăm că avem și o relație de cauzalitate, pentru că dacă ar fi fost definită altfel intensitatea curentului, n-am mai fi avut acea proporționalitate între intensitate și efectul pe care îl produce curentul electric, de pildă în cazul efectului magnetic sau efectului termic. Deci, amândouă afirmațiile sunt corecte, sunt adevărate și avem și relație de cauzalitate, deci la 10 răspunsul este A. 11. Intensitatea curentului electric se măsoară în amperi, deoarece amperul este unitate de măsură fundamentală în sistemul internațional. Prima afirmație, intensitatea curentului electric se măsoară în amperi. Este adevărat, amperul este unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric. A doua, amperul este unitatea de măsură fundamentală în sistemul internațional. Da, e adevărat, amperul a fost ales ca unitate de măsură fundamentală pentru fenomenele electromagnetice. Dar nu avem relație de cauzalitate. Adică nu de aceea se măsoară intensitatea curentului în amperi, deoarece amperul este o unitate de măsură fundamentală în sistemul internațional. Puteam să alegem o altă unitate de măsură fundamentală pentru studiul fenomenelor electromagnetice. De pildă, puteam să alegem voltul sau puteam să alegem culombul ca unitate de măsură fundamentală. Deci avem două afirmații corecte, dar nu avem o relație de cauzalitate, așa că la 11 răspunsul este B. 12. Tensiunea electromotoare a unei surse electrice reprezintă lucrul mecanic efectuat pentru a transporta unitatea de sarcină pozitivă de-a lungul întregului circuit, deoarece sursa nu cheltuiește energie pentru transportul electronilor prin ea. Vedeți aici formula tensiunii electromotoare. Tensiunea electromotoare este raportul dintre lucrul mecanic efectuat de sursă pentru a transporta sarcina Q prin tot circuitul și sarcina respectivă. Deci înseamnă că prima afirmație este corectă. Tensiunea electromotoare a unei surse electrice reprezintă lucrul mecanic efectuat pentru a transporta unitatea de sarcină pozitivă de-a lungul întregului circuit. Corect. A doua, deoarece sursa nu cheltuiește energie pentru transportul electronilor prin ea. Nu este adevărată pentru că o sursă reală are rezistență internă, ceea ce înseamnă că sursa trebuie să efectueze lucru mecanic și pentru a obliga electronii să treacă prin sursă. Deci prima afirmație este corectă, a doua nu, la întrebarea numărul 12, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este C. 13. Tensiunea electromotoare a sursei electrice este egală cu suma dintre căderea de tensiune pe sursă și căderea de tensiune pe circuitul exterior, deoarece energia se conservă. Aici am de făcut o observație. Cred că, în general, e bine să evităm expresia cădere de tensiune, pentru că, odată, e pleonastică. Tensiunea este deja o cădere. Tensiunea este o diferență de potențial. Deci este o cădere de potențial. Dar mai rău este că această exprimare poate duce la confuzii. De pildă aici, suma dintre căderea de tensiune pe sursă și căderea de tensiune pe circuitul exterior. Ce înseamnă căderea de tensiune pe sursă? Aici, în această întrebare, vrea să fie tensiunea internă. Imediat voi explica ce vreau să spun cu asta. Dar cum măsurăm o cădere de tensiune? Adică o tensiune. Cu voltmetrul. Însă dacă punem voltmetrul la bornele sursei, nu vom măsura așa numita tensiune internă, căderea de tensiune pe sursă, cum spune acest text, ci vom măsura tensiunea la borne. Și atunci, cred că e mai bine să folosim denumirile pe care le vedeți acum, adică avem tensiune electromotoare, tensiune la borne și tensiune internă, tensiunea la borne notată U mare și
se poate calcula cu produsul dintre intensitate și rezistența circuitului legat la sursă și tensiunea internă notată cu U mic și care se poate calcula cu produsul dintre intensitatea curentului și rezistența internă a sursei. Și această tensiune internă U mic, nu știu dacă e bine să o numim cădere de tensiune pe sursă, pentru că U mic de fapt nu se poate măsura direct. U mic este de fapt diferența dintre tensiunea electromotoare și tensiunea pe circuit, tensiunea la bornele sursei, care e tensiunea pe circuit în același timp. Dar dacă prin cădere de tensiune pe sursă înțelegem tensiunea internă și cădere de tensiune pe circuitul exterior înțelegem tensiunea la bornele sursei, tensiunea pe circuit, atunci prima afirmație este corectă. Tensiunea electromotoare a sursei electrice este egală cu suma dintre căderea de tensiune pe sursă și căderea de tensiune pe circuitul exterior. A doua afirmație, energia se conservă, da, absolut, bineînțeles că e adevărat, dar să vedem dacă avem și o relație de cauzalitate. Cum putem calcula energia totală pe care o folosește sursa ca să treacă sarcina Q prin circuit? Această energie este suma a două energii, după cum vedeți acum, este energia pe care folosește sursa ca să treacă sarcina Q prin circuitul exterior, ca să-i zic așa, prin circuit, plus energia pe care o folosește sursa pentru a trece sarcina prin ea însăși, prin interiorul sursei. Și avem această sumă. Și aceste trei energii se pot calcula, așa cum vedeți acum, odată E ori I ori delta T, energia totală, apoi U ori I ori delta T, energia folosită pentru a trece sarcina Q prin circuitul legat la sursă, și U mic ori I ori delta T, energia folosită de sursă pentru a trece sarcina Q prin interiorul sursei. Și dacă împart această ecuație la I ori delta T, obțin exact suma, ecuația despre care e vorba în întrebarea noastră, E mare este egal cu U mare plus U mic. Și înseamnă că, plecând de la conservarea energiei, am putut ajunge la această formulă, E mare egal cu U mare plus U mic, și înseamnă că avem și o relație de cauzalitate, pentru că relația E mare egal cu U mare plus U mic se poate deduce din conservarea energiei, ceea ce înseamnă că la 13 avem răspunsul A. 14. Tensiunea electromotoare și căderea de tensiune se măsoară în volți, deoarece ele reprezintă tensiuni. Din moment ce îi spune tensiune electromotoare, este evident tensiune, iar cădere de tensiune, am lămurit mai înainte, sper, înseamnă de fapt tensiune. Așa că e adevărat că tensiunea electromotoare și căderea de tensiune se măsoară în volți și e adevărat și că ele reprezintă tensiuni și avem și o relație de cauzalitate, așa că răspunsul este tot A. Sper că v-au fost de folos explicațiile mele. Succes în studiul fizicii. La revedere!